Doamne și domnule, bună seara! Bun găsit la o nouă ediție emisiunii Sub semnul întrebării, o ediție specială în această seară, pentru că invitat în studio este domnul Mitică Dragomir. Mitică, bună seara, bine ați venit! Bună seara! Cum merg afacerile? Dom'le, am început să meargă iar. E cum naiba, că dacă îl asculți în momentul de față pe Ciolacu și i-a spus pe ăștia, e nenorocire în toată țara. Nu sunt bani la buget, nu merge nimic. Da, dar lumea pe ultima sută de metri cumpără pentru că de la 1 ianuarie se scumpesc. În loc de 5, plătești 9% și la un apartament mai mare dai cam 10.000 de... Dar de ce ori fi făcut chestia asta? De proști. De proști. Da? Da, da. Să spunem, dacă... De proști. Dacă ei ar trebui să țină de imobiliare, pentru că imobiliarele sunt o parte importantă din PIB-ul acestei țări. Uh-huh. Însă, în momentul când distruge și... Românul are o relație sentimentală aparte cu casa. Da, adică nu e... Dom'le, la noi este Românul vrea casa lui, nu vrea... E o cultură, dom'le. Să ai unde dormi, să ai ce mânca. Da. Bogăția românului este casa și ce are în curte. Mai pune și mașina. Noi avem și o relație specială cu mașina. Dom'le, să zic așa, futuriștii sunt după mașini scumpe și le ghiorle mațele de foame. Problema este că sunt oameni cu minte care, de exemplu, câștigă 100-150 de mii, bagă într-o casă care știe sigur că acea casă, dacă vrea să o vândă, o vinde cu dublu. Pentru că în fiecare an crește prețul. Crește la imobiliare. Piața asta imobiliară nu e o bulă și asta până la urmă neamintică. Adică la poți să iei o casă, zicem, dai acum 1 milion pe ea. Da? A fost în 2007 căderea, 2007-2008. Și dacă te trezești la un moment dat că ai dat 1 milion pe o casă sau ai făcut un credit să iei o casă cu 1 milion și ea peste câțiva ani de zile, nu știu, ajunge să valoreze 700. Da, dar ea vine ca în toată omenirea. Iar sus, de exemplu, America. La Miami era un apartament după 2007, până în 2009, așa. La Miami cumpărai un apartament de 4 camere pe malul canalului la 500.000 de euro, 600.000 de dolari. Da. 600.000 de dolari, 4 camere. După 4 ani s-a făcut 3 milioane, dacă nu 4, același apartament. Iar acum și-a păstrat prețul 3-4 milioane un apartament de 4 camere. Dar asta nu e un paradox, adică mie mi se pare se construiește din ce în ce mai mult și prețurile sunt din ce în ce mai mari. Când vine Domne, vreau să spun așa, femeie neiubită și casă nevândută nu există pe pământ. Chiar dacă sunt urâte amândouă. Da, chiar dacă sunt urâte amândouă, tot se găsește un fraier care să... Bună asta, rămâne. Da. Asta este, maximele lunea mitică. Da, foarte bun. Deci înțelegem că în continuare afacerile merg bine. Am auzit că ești foarte hotărât să deschizi un restaurant de lux. Mă gândesc că dacă o iei înapoi, acum ne amintică cu restaurantele, că ai mai avut, așa, următorul pas ar fi să deschizi după aceea și un ziar, că l-ai mai avut și pe ăla, da? Dom'le, jur. O iei așa, ușor înapoi. Jur că acum, da? Acum. Mă interesez. De? Mă interesez ca acei ziariști care au fost ai mei la început. Tolontan. Da. Echipa lui Ioanițu aia așa, lui Tolontan. Da. Că n-a fost mai Tolontan. Câți dintre ei sunt liberi? Așa. Și poate... Nu spune că vrei să faci un ziar de sport. Dom'le, să știi că m-aș băga iar la un ziar de sport. Pentru că văd că în lume, în Italia, de exemplu, Gazeta de lo Sport se vinde bine. În America, în Anglia, iar au început... În Turcia. Nebunie. Iar ziarele... Bine, a venit online-ul și a distrus tot. Da. Dar ar putea și cu online-ul ăsta, lumea se plictisește de online-ul ăsta, pentru că în online sunt atâtea minciuni și atâtea nereguli și atâtea jigniri. Însă poate, dacă te uiți pe TikTok și pe YouTube... Te îngrozești. Pe TikTok. Pe TikTok. YouTube-ul totuși... Încă o mai ține. Dar TikTok-ul... Toată lumea înjură, toată lumea jignește, toată lumea... Deci... Lumea s-a plictisit. Pe când presa scrisă... Are ștaif.
Dar, nu, și trece prin filtru. Uh-huh. Trece prin filtru. Ai un secretar general de redacție care... Veghează și are misiunea să... Corect, da. Asta ar fi o idee. E problemă însă cu distribuția, da, cu alta, da. Știi ce? Nu mai am nici vârsta. Uh-huh. Nu mai am entuziasmul necesar. Că dacă aș fi, de exemplu, cu 10 ani mai tânăr, adică să am 68 de ani, nu 78. Nu, cam la 58 ar fi mai bine, știi? Așa. Dacă te apropii de 80... Știi că nu știi când vine și te ia dracu, te ia deși din ușa bisericii, știi? Aici ferească Dumnezeu. Uite, dar Mitică, dragul meu, e tot timpul cu planuri. Adică, bun, asta cu imobiliare... De când m-am născut. Da, așa, în permanență trebuie să facă... Eu am și zis, am pus uite, cum am zis, mă, cum să faci bani din vorbe, rețeta lui Mitică, Dragomir. Că multă vreme... Mitică Dragomir a făcut bandă în vorbe. După cum a reușit să îi brâge pe unul, pe altul, să le spună așa. Dom'le, trebuie să fii în primul rând om serios. Asta e greu la român. Nu există. Oameni serioși și România? Da. Eu am trăit într-o branșă în care dacă spunea cineva că cea la o afacere spunea că masa asta e roșie, da, vedeam toți că nu e roșie. Dar rămânea roșie. Uh-huh. Nu știu dacă... Da, înțeles. Exemplul meu este cel mai bun. Dar să știi că seriozitatea, numai asta te propulsează. Că lumea află. Ce îți se par? Fuge ca de dracu. Păi care nu-i seriozitate? Că am, eu știi că urmăresc tot ce se întâmplă cu Mitică Dragomir așa pe piață. Când apă răspunde, mă uit, mare atenție. Și am văzut că recent a spus că nu vă mai asociați de ani de zile cu nimeni în business, da. Da? Pentru că v-ați asociat de două ori în viață. Așa? Da. Și v-au dat țeapă. Amândoi. Milionari. Multimilionari. Păi unde n-ai bine? Asta spuneam. Seriozitate. Deci multimilionari țepari. Da? Da, păi ăștia dau țepe. Ăștia dau? Ăștia dau țepele mari. Aha. Pentru că n-ai încredere să te duci cu unul care n-are după ce bea apa. Te duci cu unul care... Deci, bă, nu, ăla are... Da, da. Da. Cel mai bine este, da, cu familia ta. Uh-huh. Ai înțeles? Dacă ai, sunt și milionari din ăștia care n-au familie și atunci... Se asociază. Băi, și Robertino, cu asta cu... N-ai, dacă n-ai familie, să știi că n-ai liniște. N-ai viață. Și n-ai viață. Da. N-ai viață. Că așa, bă, că așa... Femei găsești foarte multe, dar neveste foarte puține. Uh-huh. Aici, neveste sunt. Astea, femei sunt. Găsești la femei, pâncați aici gura ta. Dar nevastă, mai puțin găsești nevastă. Adică dacă tu te-am prins aici la momentul ăsta... Nu-mi place cuvântul prins, folosește alt cuvânt. Pardon, mă iertați. Așa. Asta cu prinsul nu e bună. Nu e bună. Dacă tot ne-am găsit la această masă împreună... Îi știți bine pe fotbaliști că vorba aia i-ați mâncat pe pâine an de zile. Și pe patron pe toți. Și, patron am avut eu. Care este șmecheria cu fotbalistul și cu gagicile din zona asta? Adică toate, toți fotbaliștii nebunii să-și ia la braț câte una din asta de reviste. Păi bă, care e relația? Păi bă, Robertino, nu este mai normal să, nu știu, întreb și să cauți una frumoasă? Da, aia da. Deșteaptă, nu știi... Dacă e foarte deșteaptă, și de vreme acasă... Păi alea nu sunt cele mai... Dom'le, nu există. Asta e loterie. Dar dacă ai minte, da, într-un an de zile, că nu e peste noapte, cum o vezi, o și ei, ce Dumnezeu? Bagi în teste sau cum e asta? Bineînțeles, stai, dacă ești băiat deștept, o vezi dacă e de casă sau e de bulevard. Dar n-ați întâlnit o grămadă de ziariști, fotbaliști, de ăștia distruși de tot soiul de pițipoance care s-au încurcat? Fotbaliștii, să știi că, în general... Și asta încă de dinainte de 89, mi-aduc aminte că erau zvonuri pe vremuri. Uite, bă, sunt ușor influențabili. Da. Sunt ușor influențabili. Mm-hmm. Nu au timp de cuceriri din astea, pentru că ei au antrenamentele, sunt obosiți, să știi, de la mine. Viața de fotbalist este foarte grea. După un antrenament puternic, dacă vine Brigitte Bardot la 16 ani, te uiți la ea și îi dai palme, că nu poți să-i faci nimic. Mm-hmm. Îți dai seama de oboseala care, dacă vrei să faci performanță. Corect. N-ai energie.
Păi bineînțeles, asta, iar fetele în general astea sunt și frumoase și focoase. Și în pline de hormoni, este normal. Mai e încă un antrenament. Da, trebuie, înțelegi, și dacă îl prinde pe unul de la 18 ani, 19 ani și îl ia și îl stoarce de energie, gata, s-a terminat. Asta mi-aduce aici aminte de Nea Gigi Becali, care vorba aia a declarat acum ceva vreme, tot povestea despre cum este cu fotbaliștii. Bă, că fotbaliștii să doarmă separat în pat față de prieteni și de neveste. Să știi de la mine că Gigi Becali, în necunoașterea lui așa, are în proporție de 70-80% dreptate și pe partea sentimentală și pe partea financiară. Pentru că uite-te la el. El e antrenorul echipei. Ar trebui, dacă ia campionatul, federația să-i dea cadentul de antrenor. Pentru că el, fără... se poate. Eu fac o glumă acum. El, fără să aibă nicio școală de antrenor și asta, el domină campionatul, pentru că asta ce spune? Dom'le, dacă ai bani, poți să faci cu bani, chiar și în sport, marea performanță, să știi. Dar asta nu e o nebunie, așa? Adică... Dom'le, asta nu este o nebunie. Patron care face echipa. Păi, dar antrenorul la cel mai pui atunci. Știi cum e asta? Nu vreau să intru în rândul celor care gândesc toți la fel. Că, domne, mari miliardari ai lumii care angajează antenori, îi lasă pe ei să fac. Domne, aici nu toți oamenii i-a făcut Dumnezeu, nu pe toți oamenii i-a făcut Dumnezeu egali. În gândire și în ăsta. Găsești când tu un țignit din ăsta, care zice, sunt banii mei, da, fac ce vreau fac ce... Păi unde găsești unul ca Becali să bage, să piardă în jur de 10 milioane pe an? Eu am auzit că el câștigă bani mult și din fotbal. Cine? Jucători, cine de? Becali. Nu câștigă. Băi, Robertino, tu fii atent aici. Mă știi de ani de zile. Da. Băi, eu am multe, eu știu, greșeli în viața mea. Mă, dar n-am mințit. Iar în momentul când vin în fața oamenilor, văd ăștia pe stradă și mă întreb, băi, ne-am că vezi că ai comis-o cu chestia aia. Mă, Becali e pe pierdere cu cel puțin 20 de milioane de euro. El? Deci e nebun? De ce să bagi atâția bani Mai zi o dată. E nebun? Nu. Nu? De ce să bagi? Să pierzi? Ce face Becali dacă pierde fotbalul? Cine îl mai bagă în seamă pe Becali? Cine e Becali fără fotbal? Neamitică. Cine? Domne, marele investitor în imobiliare. Da, latifundiarul de Pipera. Stați un picuț. Becalic, titor de biserici. Asta da. Domne, nu interesează pe nimeni dacă faci biserici. Ascultă-mă ce spun. Nu interesează pe nimeni dacă ești miliardan. Păi ce mai trebuie vreo faimă lui Gigi Becali în momentul de față? Domne, să știi că sunt oameni care trăiesc numai din publicitate, din faimă. În momentul când le-ai luat jucăria asta, să distrug psihic. Așa au fost învățați. Lui Gigi Becali, dacă iei fotbalul, după părerea mea, în 2 ani de zile se curăță. Interesant. Pentru că el asta-l ține. El nu gândește altceva. Pentru că Dumnezeu i-a dat minte și a cumpărat. Când noi toți fugeam să cumpărăm pământ, el cumpăra cu 2 dolari, 3 dolari metru, acum e 500 metru. Da. De euro. Și el a cumpărat sute de hectare. El a cumpărat să crească oi acolo. Și acum... Cresc blocuri. Da. Pe el. Iar sunt banii lui. Și el spune în felul următor, cât poți să mai trăiesc? Să mai trăiesc 20 de ani de acum înainte. Are aproape 70 de ani. Mai trăiesc 20 de ani. Dacă pierd câte 10.000 pe an... 10 milioane. 10 milioane pe an... Pierd 200 de milioane. Păi ce e la el 200? Ce e la el 200 de milioane? Da. Ai dreptate, nu m-am gândit la chestia asta. Păi sigur, da. Dar asta e o competiție între oameni cum e Becali și cum sunt așa alți fost, investitori. Așa a fost și pe timpul meu. Da? Competiția este între patroni. Asta spun că... Acum nu mai sunt patroni. Așa. Acum sunt câțiva patroni. Sunt câțiva. Sunt la Craiova 2. Da. La Cluj. Sunt oameni cu bani. Nu, la Cluj e Hagi care e împărțit cu mai mulți, așa, și cine mai... Sunt ăștia la Rapid. Șucu și... Șucu și ăsta.
Și restul muritor. Uite, unul ca Șucu, de exemplu. Ce să bage Șucu? Cine știa de Șucu că se bagă în povestea asta? Pentru că are doi copii fotbaliști. Așa. Și a făcut totul pentru copiii lui. Și e de felicitat Șucu pentru acest lucru. Dar asta nu e iarăși o altă nebunie? Dacă fii tu, urmează la un moment dat medicina, ce faci? Cumperi un spital sau îi ridici un spital? Da. Da, dacă ai bani. Da. Mă rog. Pentru că te gândești să și câștigi ceva. Dacă tot bași bani și pierzi. Păi ce, Șucul a luat rapidul ca să fie înjurat și să fie alergat pe calea ferată? Nu știu, m-am gândit că a luat rapidul, de exemplu, Șucul așteptam și chiar aștept în continuare, poate candidează la primăria capitalei anul viitor. Chiar dacă candidează. Dom'le, ca să candidezi la șase. Ca să candidezi la primăria unui sector, trebuie să ai un partid în spate. Da. Obligatoriu. Dar un partid puternic. Nu mai știu dacă mai e așa neamitic. Ba, da. Uite ce se întâmplă până în lume. Apar niște din ăștia cu partide făcute acum 2 ani de zile. Până Olanda, pe acolo, pe acolo și te trezești că au luat 15% la alegeri. Simion, când a făcut apărut cu aurul, n-avea o structură în toată chestia. Pac! 15% în alegeri. Doamne, Simion a jucat foarte bine. Zici? Poate. A jucat. Eu am fost în partid de opoziție cu Vadim. Dacă nu depășește puțin linia roșie, în jigniri și în astea, pentru că te ia apele. Dacă vine unul și tot te jignește, te scuipă, te astea... A făcut o scroafă cu Șoșoac. Dom'le, n-a făcut-o el. Dar cine a făcut-o? N-aș vrea să răspund la întrebarea asta, că știu, golonește. Răspund golonește, dar asta nu. Și Șoșoacă a jucat bine. Partitura asta a opoziției e foarte dificilă dacă nu ești operat de tupeu. Dacă ești operat de tupeu și pus tupeu în cârca ta mult și să ai o tărie în care să reziști la tăvăleală, pentru că se știe că jignirile vin din toate părțile, chiar dacă tu jignești la rândul tău pe toată lumea, strage câte unul, câte una de ba de familie, ba de asta, tu ce crezi că ei au chiar așa o viață și Șoșoacă și Simion? Dar ei amândoi au jucat piesa asta pentru că, dom'le, politica este un joc. La fel ca cum este sport, cum e fotbal. Bun. Cum e fotbal, să știi. Depinde cum joci aici. Noi n-am avut noi n-am avut un Pele, de exemplu, cât am avut un Pele, poate pe Ceaușescu. Să zic așa, chiar dacă o să mă înjure lumea în politică. Și am mai avut încă 2-3 în decursul istoriei, care au încercat să facă ceva de 2000 și ceva de ani. Restul, noi am avut jucători, nu lideri. Nu lideri. Ai înțeles? Foarte mare diferență. Și în politică, unii încearcă să joace bine, dar să știi că sunt alții mai tari decât tine, mai mari decât tine, așa cum s-a întâmplat cu politica țării noastre din ultimii 30 de ani. Păi noi am crezut că am luat pe Dumnezeu de picior în ultimii 30 de ani, dar nu ne-am dat seama că noi, din 1400, aurul nostru pleacă afară și am pierdut aur de peste 500 de miliarde de dolari în acești ani până aici și numai în ultimii 30 de ani am pierdut aur de peste 100 de miliarde de aurul nostru, aurul nostru. Pentru că așa. Păi, bineînțeles. Turcii ne-au luat sute de tone de aur. Habsburgii ne-au luat sute de tone. Rușii ne-au luat sute de tone. Habsburgii ne-au luat... Dom'le, noi tot am pierdut. După aceea a venit presupusa revoluție. Noi am crezut că am prins pe Dumnezeu de picior. Stai puțin, să facem o paranteză. N-a fost revoluție? Nu. Nu.
Uite-te ce spun chiar televiziunile, care unele mint de rup pământul din ele, dar este bun. Că am văzut că a apărut acum ăsta, noul procuror care a închetat dosarul Revoluției. Un tip foarte deștept. Da, dă de înțeles. Dom'le, un tip foarte deștept, e de felicitat ăsta. Uite care dă de înțeles că a fost lovitură. Uite că am să știi că o parte din procurorii din țara asta sunt... Mai sunt și deștepți. Mai sunt și deștepți. Dar vreau să mă întorc și să spun că după presupusa revoluție, da. Noi am crezut că am luat pe Dumnezeu de picior. Da. Capitalismul. Hai, domne, ce 3% din PIB-ul țării să ducă la comunitatea europeană, ce e mult, este enorm. Pentru că noi am fost șantajați. Să vă spun de ce n-am avut oameni de stat care să aibă sânge în instalație. Și în momentul, făcut ce? Și în momentul când ne-au șantajat cu vreți să intrați în comunitatea europeană, dați-ne dați aia, la austrieci Petromul, Petromul dați și astea. Noi imediat, mai ales dacă ne-au fi dat și un pom de ăsta de Crăciun, cu ceva pus în el, ne-am repezit repede să și ușor ne-am dat seama. Dar unii ar zice că a meritat, că altfel eram în locul Ucrainei. Nu, nu. Vedeți-vă de treaba. Nu? N-are nicio legătură. E clar că ne-am cumpărat și intrarea în NATO și intrarea în Europa. Ucraina sunt rușii, domnule, luați istoria. Eu am citit acum în ultimul timp... Nu știu, vezi că ne fac ăștia putiniști, adică e nenorocire. Domnule, pe mine nu mă pot face. Dacă rostești în momentul de față, trăim într-o lume și într-o țară, dar și într-o lume în care dacă pui la îndoială adevărul oficial, riști să fii pus la zid pentru vecie. Te ștampilează ăștia în fel și chip. N-ai voie să te întrebi povestea, să spui, bă, eu nu cred că există decât o familie nu poate fi făcută decât un bărbat și o femeie. Dacă dăm dintr-una într-alta, așa, l-am auzit pe fostul președinte al Americii, care va fi poate viitorul președinte al Americii, spunea în felul următor. Stai, că vor și pe ăla să-l omoare. Da. Dom'le, noi facem avioane electrice ca să nu poluăm lumea, ca să omorâm oameni. Păi ce e mai important? Poluarea pentru ce se face? Ca să nu omor oameni. Normal. Și atunci faci avioane electrice și tancuri electrice ca să omor milioane de oameni. Păi suntem nebuni? Păi suntem, da. Să cheltuiește pentru un armare în loc, mai mult ca oricând. Da, în loc, de exemplu, 10% din banii cheltuiți pe armament să se bage în săracii omenirii. Da. Și nu neapărat să le facă palate și astea. Nu, să le facă educație. Pentru că totul pleacă de la educație. Totul pleacă de la educație. Dom'le, dacă îi dai o hrană bună și îi dai posibilitatea să învețe carte, să învețe IT, să învețe asta, lumea prosperă. Dacă nu, o ții ca nevul mediu încă, de acum înainte, încă 300-400 de ani. Pentru că lumea se schimbă, nu vezi, numai la vârf. A jos... Nu se schimbe, pentru că statul și acum multinaționalele nu interesează, rețineți ce spun, de popor. Fii atent aici. Păi n-au popor, că fiind multinaționale, păi ele nu prea, nu le bate inimioara pentru niciun fel de popor. Sunt multinaționale. Sunt de peste tot. În momentul când am fost de acord, nu neapărat să ne dăm, să vindem pământul. Da. Cu toate că asta a fost o mare greșeală. Da. Mi se răscu să ne avertizați. Uite, din punctul de vedere, eu îl apreciez. Păi, se răscu când stria, noi prea înțelegeam la momentul. Bă, nu vindeți, mă, pământul. Țineți de pământ, mă. Stați, mă, naiba potoliți, mă. Bă, nu dați, mă. Isărescu este unul din oameni. Deci, din punctul de vedere, dacă ar fi numai pentru asta și tot ar trebui să zicem, coane, șapo, mă rog. Da. Deci, unde rămâne să spun că dacă mă întrerupi, îmi pierd firul gândirii. Așa. Noi dacă... nu asta că am vândut pământul. Poate... Este o mare greșeală. Uh-huh. Una din marele greșeală. Nu că am vândut bogățiile țării. Dom'le, dacă să nu faci nimic să-ți oprești poporul în țara ta, și să-ți plece 6 milioane de oameni afară, ăia să mărească PIB-ul țărilor respective. Cum Italia are peste 1 milion de oameni de români. Noi nu puteam să ținem aici, noi trebuia să facem de așa natură încât să ne păstrăm ceva din fabrici, că puteam. Dar vedeți, am fost șantajați. Aici trebuia să avem conducători cu sânge în instalații.
Noi nu am avut în decursul vremii decât foarte puțin. Unul ca Orban al Ungariei ar fi fost... Eram sigur că-ți face păi tu, l-am cunoscut, am jucat fotbal cu el. Da? Am jucat fotbal cu el în Ungaria. Eu cu Mircea Sandu și cu Bela Cașe. Joacă bine? Era fotbalist atunci. Ză? Da, era fotbalist și era prim-ministru. Că acum mi se pare că are burtă așa. Acum 20 de ani. Aoleu, ce fotbalist bunicele era, da. Dar ăsta are sânge în instalație. Da? Uh-huh. Ăștia își asumă la noi, dacă este unul care își asumă ceva, imediat îl curățăm. Păi, dumneavoastră, să știți, nu trebuie neapărat, și lumea trebuie să înțeleagă, nu trebuie neapărat să fii foarte deștept. În primul rând, să fii loial poporului tău. Mare vorbă, da. Să fii loial poporului tău. Dacă... La noi, marea majoritate a conducătorilor s-au pricopsit pe ei. De ce multinaționalele doare în pălărie de popor? Multinaționalele au 2, 3 sau 10 în fondurile respective, în astea care iau banii, își fac palate prin Dubai și prin astea, dar poporul suferă, că legenda capitalismului este ca poporul să stea jos. Altfel, trecem la comunism. Ce Dumnezeu, luăm pe Marx iar, cu toate că istoria omenirii se va întoarce iar către Marx cu alte idei. Am citit acum ce în America acum toată lumea ne povestește. Să duce, e un comunism în America de... Bine, vreau să nu mai spun așa că în și Marx și Lenin când aud acum de ce se întâmplă în America, cred că pun mormânt pe acolo, zic, bă, ți-am zis că ne iese până la urmă, ia uite, americanii au devenit comuniști. Pe față. Nu, este un alt fel de comunism. Comunism făcut de mari capitaliști ai lumii. Da. Dar ce că ăsta ar fi adevăratul comunism? Adică ce a fost pe aici, pe în țările socialiste, până nu știu ce, era așa o combinație, o chestie de-aia incipientă. Abia acum... Dă-mi la noi în țară, da. Bugetarii, da. Care trăiesc din ce fac... ăștia cu mica industrie, cu mai mare, cu, eu știu, ăștia pun tălpi celor care fac bani pentru ei. Uh-huh. De exemplu, un primar. Da. Un primar. E un bugetar, da? Da. El ia taxe de la mine, de toate. Vine și îmi face numai necazuri. De ce îmi face necazurile astea? Ca să dea și nu. Ora are nevoie să intre într-un conflict cu mine, că pe el îl propulsează conflictul, ca să e în politică. Da. Ori vrea... Ceva la sacoș. Ceva la sacoș. Da. Eu i-aș da, da, dar mi-e frică să nu mă duc la pușcărie. Da. Și atunci nu-i dau. Da. Și el mă calcă pe grumaz. Uh-huh. El nu gândește că eu plătesc impozite pe... obiectivul respectiv, plătesc salarii care, da, din salarii să duc atâtea taxe către stat, nu-l interesează. Păi el îl interesează să spună tălpi ție, ăsta, ia vezi... Ai deschis un subiect delicat, Emil. Da. De ce primarul, pe care l-ai menționat de vreme, de-aia merg mai sus? Uite, mă uitam la domnul prim-ministru. Azi e Marcel Ciolacu, cum ai fost și alții înainte. Toți ăștia privesc întreprinzătorul român dând start ca fiind un evazionist. Noi nu ne-am debarasat de ideea de comunism rapace. O să râzi acum. Zice, nu, dom'le, capitalismul este rapace. Nu, comunismul e rapace. Pentru că numai unii în comunism trăiau la gospodăria de partid, se duceau numai 50 din 500 de mii să ia produse. Mm-hmm. Ai înțeles? Da. E, la capitalism, dacă ai bani, poți să iei, să trăiești cam pampas, ai înțeles? Numai că e greu să prosperi în capitalism. Capitalismul la noi în România s-a bazat pe retrocedări. Interesant. Da. Marea majoritate... Deci cea mai mare afacere a României asta a fost cu retrocederile? Da. Una dintre cele mai mari greșeli ale politicii românești insuflată de afară. Da. A fost problema retrocedărilor. Uh-huh. Ei trebuia să facă la fel ca în Ungaria. Atunci ne păstram și industria, și agricultura,
pentru că vii și te asociezi cu mine, da, dar vii cu bani. Nu vii tu cu banii băncii românești să cumperi pământ din România sau să cumperi, ei împrumut din banca românească și îmi cumperi fabrica cu tare și după aceea o tai la fier vechi. Uh-huh. Și restitui niște bani acolo la bancă și ai. Asta trebuia, vedeți? Și de aici am fost șantajați. De cine? De alții cu experiență, pentru că noi n-am avut o experiență capitalistă. Uh-huh. De exemplu, eu am fost capitalist pe timpul comuniștilor. O spun cu toată tăria. Că mai e cât un nebun care mă face pe mine comunist și zice, băi, eu am fost capitalist pe timpul comuniștilor. Acum, în gândirea mea, am gândire comunistă. De ce ne-am zis? Pentru că eu, tata Dumnezeu să-l odihnească, spunea în felul următor. Băi, fii atent aici, niciodată să nu mănânci numai tu, că faci burta mare și te îmbolnăvești. Uh-huh. Deci ce să fac, tata? Dă și la alții. Iar eu... Dar asta nu trebuie să fii comunist, să fii un patron sau chiar un capitalist omenos. Da, bine. Eu vorbesc acum în parabole. Asta. Sau, îți spun în felul următor, domnule, vrei să faci avere? Da. Nu poți să faci singur niciodată avere. Cine îmi spune mie că el a făcut singur? Și nu mai sunt câțiva care au descoperit, eu știu, aspirina, au descoperit, eu știu, marele descoperiri ale omenirii, într-adevăr, care și nici ăștia și-au vândut lucrările și alții au luat. Edison, becul, da. Alții au luat banii. Radioul, cu tare, bun, așa, da. Alții au devenit. Da, sau s-a întâmplat să facă și bani. Da, deci să știți că nu toată lumea poate să facă bani. Mhm. Și nu poți singur să faci. Și atunci, ca să faci bani, trebuie în jurul tău să ai oameni loiali, cinstiți și care se pricep. Păi, Robertino, că dacă găsești niște bolovani și îi înlocuiești cu alți bolovani, nu prosperi niciodată. Mm-hmm. Și să ai tăria să tai în carne vie. Nu e capabil. Afară. Ai înțeles? Păi și dacă vine plânge, zice, știi, am familie acasă, îl dai undeva, da? unde face față? Unde îi se asortează mintea cu lucrarea pe care o dai. Da. Uh-huh. Și eu am avut tineri care au crescut lângă mine, că toată lumea îi întreabă, bă, cum ai rezistat, bă, cu nebunul ăsta? Eu eram nebunul, da, înțelegi? Da. Ăsta care e duritatea... Că, dom'le, dacă nu greșești... E pâinea lui Dumnezeu. E pâinea lui Dumnezeu. Da. Dacă greșești, într-adevăr, ia foc. Mi-am zis că ai pomenit mai devreme, mi-am adus aminte, de colegii, cred că avem și imaginile, nu ia să le punem puțin. Ai pomenit de primari care pun bețe în roate și așa mai departe. Acum câteva săptămâni, poate să fie o lună și ceva, pac, știre mare, mă trezesc de dimineață, Clotilde Armand a trimis... buldozerul să-i dărâme parcarea de la hotelul pe care îl are mitic. Uite, n-am vrut să fac... Pe unde m-am dus, n-am vorbit niciodată de cazul ăsta. Pentru că doamna Clotilde are nevoie ca și Nicușor Dan de scandal. Aha. Ca să-i propulseze în ăsta. Și ea ce a făcut? A vrut neapărat să se lege de unul care are... Notorietate și e pe rețelele de socializare, că dacă deschizi YouTube-ul, nu mai mitică Dragomire. De sus până jos, de ani de zile, nu? Și atunci, găsiți ăstuia ceva să intru într-un scandal care avea nevoie de scandal. Dar eu... Sărac. Eu am simțit-o, iar sunt băiat deștept, dracu. Am trecut prin bulevard, am trecut prin politică, am trecut prin avioane, sunt uns cu toate. Eu știam că are nevoie de scandal ca să o propulseze. Și am lăsat-o în pace, n-am făcut nimic. A venit să dărâme gardul, dar dărâmați-l. Ăștia să uită, fii atent aici. Cum, dom'le? Păi nu e gardul meu. Eu n-am închiriat gardul de la primărie, așa l-am luat. E de 20, e gardul primăriei capitale. Când au auzit că e gardul primăriei capitale, au dat de dracu. Ai înțeles? Că era gardul Unicușor. Mm-hmm. Și fii atent aici. Și l-au dărâmat. I-am simțit răutatea. De o lună jumate, câte o jumătate de metru taie din el. Vin și fac zgomot ca să-mi alunge clienții din hotel, ca eu să fac scandal. Da.
Și eu să reclam, să merg, că vă dați seama ce e la gura mea dacă mă apuc, câte știu. Câte știu ce se întâmplă în primărie. Fii atent aici ce spun eu. Și ce a spus presa. Parcă îmi doresc să te enervezi așa. Da, nu. Nu. Eu. Nu, pentru că îi fac un mare bine dacă eu fac acest scandal. Dar îi simt răutatea. De exemplu, de dimineață. Au venit, au tăiat o jumătate de metru. Da. După ce au făcut gălăgie o oră de dimineață ca să-mi alunge clienții, că fac o gălăgie, un dăta care sparge asta. Și lasă o mizerie în urmă de nedescris pe lumea asta. Dar eu, toată lumea, ce faci, dom'le, dar nu te reclam, nu faci, nu, lăsați-o în pace. Păi zice, nu e gardul meu. Da, uite, am pus imagini, mă rog, dar stai de și zgomotul să-l aud. Auziți? E clar, trebuie să-l aud, da, e cu auziți? Picamăr din ăla. Uitați-vă și dumneavoastră. Da. Și câte o jumătate de metru. Uite, aici a fost... Dar nu i-a întrebat nimeni, bă, dar de ce câte o jumătate de metru? Și nu faceți o dată de metru. Ca să mă enerveze pe mine, să îi zbucnesc. Dar ce e asta? Până la... Și să o jignesc cumva. Am înțeles. Iar eu îi spun, da, să-i dea Dumnezeu sănătate. Da. Este o doamnă frumoasă, distinsă, bună primăriță. Mm. Când mă aud ăștia, mă înjură. Și îi spun, măi, fraților, dar ce ai vrea eu? Să intru ea în vocabularul meu sportiv, să zic așa, da, cu ghilimele de rigoare. Păi vă dați seama ce ar fi la dar gura mea și câte... Dar de când s-a făcut mitică, Dragomir, așa de blând? Nu sunt blând. Nu mai vreau să-i fac bine la oameni răi. Mm-hmm. La oamenii răi nu mai vreau să fac bine, pentru că ei au nevoie de ce? De scandal. Iar Nicușor... fiind gardul lui, nu mi l-a dat. Deci Nicușor cu care eu am avut divergențe, că eu am fost de partea doamnei Firea. Da. Asta. Nicușor a fost un gentleman, să știi, în treaba asta. El putea să spună, domne, e gardul meu, ți-l dau jos. Nu? Nu mi-a făcut... Deci Nicușor nu mi-a făcut niciun rău. Iar acum am auzit că la presiunea tot a doamnei Clotild... Da. Vrea să desfințeze și pe cei care n-au autorizație și pe cei care au o autorizație tot ce este restaurant pe Herăstrău. Păi măi... Aia nu e tot la primăria capitalei? Da, dar ea forțează. Am înțeles. Așa, păi ce, gardul meu n-a fost al primăriei capitalei? Uh-huh. A venit ea și îl dă jos, uite. Are nevoie și a un scandal. Și îl dă jos. Au nevoie de scandal. Să zic că ia uite... Un asfalt n-ar pune și chiar răstrăul la chiar nevoie. Nu, iau nevoie. Ia uitați îmbuibații ăștia care au luat, că au farfut, au dat... Dar eu plătesc în jur de 3.000. De, uitați-vă pe un pic de parcare, plătesc în jur de 3.000 de dolari pe lună la primăria capitale. Și acum mi-a dat ăsta jos. De ce l-o fi dat? Nu pot să-mi dau seama. Că n-am încălcat absolut nimic. Au zis că nu pot să circule pietoni. Uitați-vă cât e trotuarul. Trotuarul este de 3 metri aproape. Da. Ați mai pomenit așa ceva? Bun, dar acum, dincolo de chestia asta, vreau să înțeleg. După atâția ani de viață și atâția oameni întâlniți, și ce e asta până la urmă? Deci ideea că la un dat... o autoritate locală. Acum e Clotilde Armand în discuție, dar putem să trecem peste, nu mai contează. Când un primar, un ministru, un ceva, bă, vine și vrea să-ți bage, cum să spun, să te dea la joale, să te bage în dacă ai reușit, în de dacă, ce? Dacă reușești la noi în țară, așa? Ești hoț. Uh-huh. Asta este pentru că și presa alimentează chestia asta. Pentru că, sunt și hoți. Doamne, fără discuții. Foarte mulți. Da. Care și-au făcut averi mari. Da. Unii s-au onorabilizat între timp, au mai făcut... Dom'le, și majoritatea averilor le-au făcut oamenii din politică. Da. De ce să nu fim corecți cu poporul? Dar ce deranjează? Dom'le, în loc să ai grijă de oamenii de afaceri care ei ridică țara, da, nu le dai în cap. Păi din contră, băi, frate, ajută-l. Ajută-l în străinătate. Asta eu știu, dar de ce? Ai o explicație? Nu, pentru că nu ne-am debarasat de ideea comunistă. Da. Nu. Iar sărăcia te face din om neom, să știi.
Ăștia ce, nu sunt ăștia, săraci ăștia, dar Clotilde Armand, Nicușor, care nu sunt săraci. Dom'le, încă o dată. Au o ură pe ăștia. Nu, dar vor să se pricopsească. Ei pentru ce se zbat? Pentru ce se zbată toată omenirea? Pentru bani. Da, păi ce să măsură. Păi, ce? Nu chiar toți. Marea majoritate. Băi, frate, da. Și academicieni, pentru ce înveți carte? Da. Ca să trăiești mai bine, da. Să duci copiii la școală și așa mai departe. Pentru ce te zbați să ești primar? Bă, ce, cât, nu, unii vor să salveze București. Hai mă, lasă-mă. Păi n-a făcut așa, l-a făcut asociația Salvați București. Hai, mă, da. A, da. De exemplu, dacă ești un tip pricopsit, cum era, dar nu pot să vorbesc, că este ăsta al lui Pandele, postul lui Pandele. Și, da. Dar doamna Firea era dezinteresată. Da, poți să vorbești, doamna Firea era dezinteresată, voi frate. Era și mai deșteaptă decât toți și a fost nevoie să vină Ponta să o curețe. Uh-huh. Ai înțeles? E, când și-au dat seama că i-au pus în cârcă toate nenorocirile alea cu azile. O tâmpenie. Că s-a dovedit că nu are nicio problemă cu treaba asta. Și s-au aruncat presa, o parte din presă. O parte. Cea serioasă n-au atacat. Și o parte din presă au crezut că o desfințează. Și ce i-a făcut doamna Firea? A crescut cota. Bineînțeles. Mâine, dacă e să candideze la primul capitale, bate pe toată lumea. Iar o spun acum. Da. Dacă nu candidează, dacă nu o lasă să candideze, iese Nicușor Dan. O să râzi și mă înjură. Nu, am auzit chestia asta. Doamne, fii atent aici. Întrebarea e cine ar putea să candideze împotriva lui Nicușor Dan, în afară de Firea. Să nu, toată opoziția se duce cu Nicușor Dan. Iar să știi că... Nu sunt zvon că vrea Ponta să candideze la primărie. Eu știu asta, dar... A, da? Da, deci... știu asta, dar nu cred că mai poate acum. În momentul când a... Nu mai poate, de ce? Nu, păi l-au luat presa în primire. Băi, de mine, tu nu urmărești știrile acum. Nu. Care presă l-a luat? E de aranjmar și dacă începe... la mine a venit cu drepturile de televiziune, dacă se leagă cineva de el... E deranj mare. Dar eu am refuzat să, să particip, să-i fac rău lui Ponta. Au venit la mine, domne. Dă-ne. Asta, domne, duceți-vă și găsiți, sigur, pentru că diferența de bani din la offshore la... Asta este foarte mare, adunat în ani, depășesc 300-400 de milioane de euro. Bă, dă-mă. Da. Care e un grup foarte bine. Da. Pe mine nu m-a interesat, am spus, domnule, nu vreau să dau nicio declarație. Eu nu fac nicio reclamație, că ei aveau nevoie ca eu să fac. Și am spus, eu nu fac. Eu n-am făcut în viața mea rău la nimeni și nu fac. Dar dacă le-am primire cu chestia aia, tot grupul ăsta să năruie. Dar nu vreau să dezvolt asta. Da. Altceva. Deci de ce este Nicușor Dan? Nicușor Dan n-a făcut rău. Da, nici prea mult bine. Domne, n-a făcut nici bine, dar n-a mai făcut rău. De exemplu, el avea ONG-urile alea care te trimitea în judecată, te făcea de astea, a mers pe blat. Și cu treaba asta. Fii atent aici. Pe Nicușor, nu știu cine l-a fi învățat, dar Nicușor, în ultimul timp, a jucat bine. A jucat nu ca Simion. Că eu vorbesc de cum arată orașul. Dă o naibii de treabă. Deci Bucureștiul a căzut rău. Dom'le, tot. E de norocire. Nu vreau să vorbesc nici de sectorul 1. Sectorul 1 e nenorocire. Ce să vorbesc? Da, nu vreau să vorbesc, pentru că atunci ar veni din partea mea ca o răzbunare împotriva doamnei Clotil și nu vreau să nu creadă lumea. Eu nu are ce să-mi facă. Eu sunt pensionar acum, nu mai am niciun fel de problemă. Nu greșesc cu nimic. Da. Nu mai ferească Dumnezeu să nu mă împiedic pe la construcțiile mele, să dau cu capul de vreo ceva pe acolo. Tot așa program, tot așa e dimineața, la prima oră, pe șantier? Da, pe șantier am program, pentru că dacă stau acasă, da. Robertinu, să nu stai acasă, nene. Deci dacă să vrei să trăiești mult... Eu îi zic nevestimii tot timpul, băi, eu nu vreau să stau acasă. Băi, fii atent aici. Nevasta trebuie să stea acasă. Nevasta trebuie să stea acasă. Da? Bărbatul trebuie să umble. Să se zbată. Uh-huh. Ai înțeles tu? Asta e ideea. Altfel moare. Bine, eu ți-am mai spus că femei găsești pe toate drumurile, dar neveste găsești foarte puțin. Greu, da. Așa. Dar eu zic că la masa asta stau doi bărbați norocoși. Dom'le, așa cum am mai tot spus,
Dăm dintr-una în alta. Da, domnule, când puterea stăpânește justiția, justiția nu are putere. Mm-hmm. Interesant asta. Da. 10 ani de zile au fost, da. Dar eu, bă, dacă Coldea a putut să facă ce a făcut, eu pe Coldea l-aș fi pus să conducă țara. Aoleu. Da. Băi, mă, dacă a putut... Mai face și acum, mă, dacă a putut el, fii atent aici, da. Să subjuge judecători, procurori. A făcut o rețea. Dom'le, da. Să-i subjuge? Adică, dom'le, nu Băsescu era cel tare. Acum aud... Tot de adevărat, ele... Coldea e cel mai mare investitor imobiliar în România? Nu știu. De ce să... Dar... Cum nu știi? Da, nu știu. N-am de unde să știu. Nu. E în lumea asta. Da, da. Dom'le, nu știu. Nu știu. De ce? Nu. Dar de sânge în instalație ăsta a fost tare. Mm-hmm. Bă, fratele meu, judecătorii mureau de frica lui. Procurorii înghețau de frica lui. Nu fi avut despre fiecare dintre ei de ceva. Înțelegi? Bine, mă, dar câte unul din ăsta, da? Pune-l, mă, frate, într-o funcție ca lumea. Chiar dacă e un ticălos? Chiar dacă e un ticălos. Poți să facă și pentru popor. A, nu pentru el. Ideea asta, da. Da, să facă pentru să-l popor. Să-l condamn la locul de muncă. Dom'le, să facă pentru eventual. Popor. Pentru că, încă o dată, da. Pe stat nu îl interesează de popor, da. Pe multinaționale nu le interesează de popor, și atunci poporul cu cine e, mă, frate? Te întreb eu pe tine. Bună întrebare. Da. Rămânem cu această întrebare. Ne-am uitat că să ai un Crăciun liniștit. Păi ce, s-a terminat? S-a terminat, așa. Cum așa de repede? Da, repede, nu știu, că merge repede, asta este. Eu le-am spus, dați-mă 4 ore când vine, ne-am uitat, să facem un show de la de noapte. Așa, asta, da. Poate vorbesc la una conducerea postului, facem un show de 4 ore într-o zi în care... Mă, de 2 măcar. De 2 ore măcar, da, într-o ediție specială. Bine, mulțumesc să trăiască privitorii, să auzim mai de bine. Și să avem un Crăciun liniștit. Și să, un an să, nou să mai avem bun. Un an care vine mai bun. Da. Primele vânzări pe ianuarie să fie la... Da? Dom'le, știi ce? Mm. S-a mai spus. Casă nevândută și femeie neiubită nu există. Există. Așa că... Ăsta este. Da, ăsta e motoul pentru anul 2024. Da. Ne revedem mâine seara, doamnelor și domnilor. Rămâneți cu Metropola TV și cu Mădălin Ionescu Show. O noapte liniștită, toate bune!